era readaptarea la efort după o pauză, după sărbători, după mese îmbelșugate? Pentru mine este destul de greu, ținând cont că am fost haituit o viață întreagă, am fost un fel de un atlet mai complet. Am alergat foarte mult la viața mea, dar dacă stau mai mult de 3-4 zile acasă fără să mă antrenez, nu mă simt bine. Adevărat că perioada asta de reintrare în ritm și cantonament e cea mai urâtă și grea din viața unui fotbalist? Da, este o perioadă foarte, foarte grea pentru fiecare jucător în parte. Depinde foarte mult și de antrenor, depinde foarte mult și de și obiectivele pe care le stabilești la început de an. La mine nu contează, la mine obiectivul principal este să evoluez cât mai mult în bine, iar echipa pe care o antrenez să fie pregătită fizic extraordinar de bine. Alergă vreunul dintre jucătorii tăi cum o făceai tu în perioada în care erai în maxim de formă? Nu alergă niciunul. Nu, sincer să fiu, în toată perioada cât am jucat, acum nu că mă laud, dar nu știu dacă a fost un jucător la Dinamo să mă depășească vreodată la vreun test fizic. Din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu m-a înzestrat cu ceva în plus față de ceilalți jucători. De la zero treaba la Brăila sau sunt și plusuri de pe urma anului 2018? A fost o perioadă foarte, foarte grea din toate punctele de vedere, ținând cont că organizarea și, eu știu, în vară, atunci când s-au gândit că ar fi bine să rămână în Liga a doua, de fapt, și aș câștiga să le locul normal, dar nu erau pregătiți pentru a merge în Liga a doua. Gândurile lor erau altele. S-au organizat cât au putut de repede și într-un timp foarte scurt au adus foarte mulți jucători. Am reușit să formăm un grup de jucători împreună cu antrenorii și cu conducerea administrativă. Am reușit să ducem anul acesta la capăt exact așa cum am putut. Mai mult ne-am chinuit și asta... Țin să le mulțumesc oamenilor pe care i-am avut lângă mine și m-au ajutat enorm de mult să ajungem la nivelul ăsta, dar din momentul ăsta totul se va schimba. Au plecat majoritatea jucătorilor, mi-au plecat toți străinii, dar din ce văd au început să mă sune înapoi să vină la echipă, pentru că au lucrat foarte bine și ne-am înțeles foarte bine, mai ales în ultima perioadă anului, unde chiar am avut și rezultate. Ne organizăm, am vorbit la Consiliul Județean, am vorbit la primărie, cu siguranță vor fi alături de noi. Eu personal sunt dispus să risc tot ca să pot realiza un lucru pe care foarte, foarte mulți oameni nu cred în el, cel de a scăpa de retrogradare cu Brăila. Lucrurile sunt clare, la mine va fi război total până în vară. Selecția va fi la sânge cu toți jucătorii pe care o să-i aduc, iar cei care vor veni împreună cu noi, staful tehnic plus conducerea administrativă, vom trage foarte, foarte tare să scăpăm de retrogradare. Pentru că Brăila anul ăsta face 100 de ani și vrem să aducem și noi un lucru frumos în acest oraș cu rămânerea în Liga a doua și, bineînțeles, după aceea formarea unei echipe unde să ne putem bate la promovare. Te transform pe jucătorii tăi în câini alb-albaști? Să-i transform și o să le dau tot ce am avut eu bun în toată cariera asta de fotbalist. O să le ofer posibilitatea să lucreze cu un om pe care lumea l-a apreciat, pe care am avut rezultate extraordinare ca jucător. Asta vreau să le insuflu și lor să poată ajunge la un nivel destul de mare de calitate.